După ce ieri seară Fully a transmis mai multe cuvinte dure la adresa fostei sale iubite, cea cu care se află acum în scandal, acum Bia Khalifa reacționează la declarațiile pe care tânărul le-a făcut în fața jurnaliștilor. La rândul ei, blondina susține că fiul Clejanilor nu ar avea niciun venit și stă doar pe spatele părinților săi. Fully, fiul Clejanilor, a făcut declarații dure ieri seară, după ieșirea din secția de poliție, la adresa Bia Khalifa. Printre cuvintele pe care tânărul le-a afirmat despre blondine se numără lepră, psihoză de om, un om de ultimă speță și multe altele. Reacția Bia Khalifa după ce Fully a făcut o lepră în fața jurnaliștilor. Aceste declarații au ajuns și la urechile Bia Khalifa, care a ținut să ne transmită și punctul ei de vedere cu privire la cuvintele pe care Fully le-a spus la adresa ei. Tânăra a declarat reporterilor Sky News, rocă așa cum Fully a jignit-o pe ea, tânărul la fel și-a jignit și restul iubitelor, dar același comportament l-ar avea și cu părinții lui. Bia Khalifa a precizat că prin tot ceea ce spune el minte și vrea doar ca cei din online să-l creadă, însă realitatea ar fi cu totul diferită. Fully nu știe decât să jignească așa cum a făcut cu mine, cu fosta lui, cu părinții lui. Dacă dați o căutare pe Google găsiți cum Fully și-a făcut părinții în ultimul hal. Chestie pe care eu n-am făcut-o, omul știe doar să mintă, să jignească și da, într-adevăr ordinul de restricție s-a ridicat pentru că el mi-a scris de pe un cont fac și nu s-a pus în considerare. Noi ne-am judecat pe ordinul de restricție care are legătură doar cu mesajele de amenințare din seara aia. Oricum el m-a amenințat mereu și când eram împreună, de asta n-am mai vrut să fiu cu el, a spus Bia Khalifa, înăra a afirmat, la rândul ei, despre Fully că nu ar avea niciun venit și că acesta stă pe spatele părinților lui. Ea afirmă că niciodată Fully nu i-a dat vreun ban, așa cum el a precizat că ar fi întreținut-o în timpul relației.